Și se anunță un weekend plin de competiții sportive la Cluj-Napoca. A început turneul final de rugby pentru tinerii cu vârsta sub 16 ani, turneu în urma căruia va fi desemnată campioana României la această categorie de vârstă. Meciurile au loc pe terenul Iuliu Hațeganu. Primim însă mai multe detalii despre această competiție de la domnul Alin Miclăuș, este președinte Rugby Cluj Junior Club. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Miclăuș, câteva detalii așadar despre aceste competiții sportive. Iată, sunteți în plin turneu acolo, final de rugby. Da, este, mai avem o zi de competiție, o zi de finale, o zi care va desemna campioana națională a diviziei naționale de juniori 3. Din fericire, echipa noastră a reușit să acceadă în finală. O să avem un meci intens cu prietenii noștri de la Șoimi Dinamo București. Țin să felicit toate echipele participante pentru nivelul de joc arătat, pentru rugby-ul arătat și să felicit copiii pentru maturitatea și ambiția de care dau dovadă. Cine ne așteptăm să fie câștigătoarea acestui campionat? Echipa câștigătoare. O finală este o finală. După cum am zis, echipa noastră Rugby Cluj Junior va juca finala contra echipei Șoimi Dinamo București. Dar nu există, cu siguranță nu există o favorită certă. O să fie un meci frumos, o să fie un meci dârz, în care jucătorii care o să știe să-și genereze mai bine, să-și păstreze mai bine energia, să-și dozeze mai bine efortul, o să iasă câștigători. Dacă clujenii participă la aceste competiții în număr mare? Da, din fericire, nu doar clujenii, fiecare echipă a venit cu propria galerie, cu proprii suporteri, astfel că publicul este cât de cât numeros. Ne așteptăm ca mâine, având în vedere că am obținut acordul și mulțumim pe această cale Consiliului Județean Cluj, vom reuși să jucăm finalele pe Cluj Arena, cel mai titrat stadion, cel mai frumos stadion din Transilvania. Finala mare și finala mică se va juca acolo, accesul va fi gratuit. Și sperăm să vină un număr cât mai mare de suporteri să susțină favoriții, indiferent cum se numește echipa. Sportul se joacă pentru suporteri și atunci este incredibil de frumos ca și acești copii să aibă parte de susținerea din tribune. Și în 20 de secunde foarte scurt, ce ar trebui să facă statul pentru starea rugby-ului din România și care este această stare? În ce situație suntem? Nu suntem foarte bine. Statul, din punctul meu de vedere, ar trebui să se aplece un pic mai mult asupra copiilor și juniorilor. Ar trebui să nu investească miliarde de euro în stadioane de 20.000 de locuri care nu sunt folosite și ar trebui ca acei bani să fie folosiți în dezvoltarea sportului de masă, în dezvoltarea în construirea de săli de sport, bazine de not, terenuri de fotbal, de rugby, pentru că, din păcate, nu avem cum să avem sport de performanță dacă nu avem sport de masă. Atâta timp cât noi începem să construim vârful piramidei, nu facem baza, o să mergem în continuare într-o direcție greșită.